Festurile lumii. Obiceiurile locului s-au transformat într-un festival de renume și peste hotare. Mii de spectatori s-au adunat astăzi în Comănești să vadă jocul urșilor. Cel mai mic urs de la festivalul de datin din Comănești are numai 3 ani. Abia poate purta pe umeri blana grea, dar învață deja să ducă obiceiurile strămoșilor mai departe. Sunt zeci de familii din județele moldovenești care păstrează cu sfințenie sărbătorile locale și fac spectacol în costumele confecționate de ei. Cu ce ați venit? Să joci ursul. 4 ore miile de oameni au privit totul de pe margine, cuprinși de nostalgia copilăriei. Mă bucur încă de când aveam 3-4 ani, de când am primele amintiri din viață. Acasă e România, acasă e tricolor. Festivalul de datin și obiceiuri strămoșești de la Comănești este cel mai frumos și mai mare eveniment de acest gen din țară. Anul acesta, aproximativ 7.000 de oameni au mers special să vadă programul artistic.